Bună ziua, domnilor și doamnelor consilieri. Desfășurăm astăzi ședința ordinară pe 9 martie. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 48 din 26.02.2024 pentru convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bucureștiul Bacău în data de 4 martie 2024, orele 16 la sediul Primăriei Comunei Bucureștiul, având următorul proiect al ordinii de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre pentru privind aprobarea programului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bucureștiul Bacău pentru anul 2024. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre pentru aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, înființarea sistemului de canalizare și stații de epurare în Comuna Bârsănești, satul Bârsănești, județul Bacău. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării din bugetul local a obiectivului de investiții, construire parte joacă, sat Comuna Bârsănești, Comuna Bârsănești, situată în cinta Monumentului Eroilor. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării din bugetul local al obiectivului de investiții, alimentare cu apă, bazin PSI, în satul Arbele, Comuna Bârsănești, județul Bacău. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării din bugetul local al obiectivului de investiții, reparații, Ciujmea, situată în parcare DG 116, sat Brătești, Comuna Bârsănești, județul Bacău. Punctul numărul 6, diverse. Articolul 2. Prevederile de dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu, supunem spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Unanimitate de vot. Vă supun spre discuții procesul verbal din ședința din 15 februarie. Discuții. În 15 februarie a fost bugetul, mi se pare, nu? Bugetul, nu? Ați rectificat sumele care am discutat pentru biserica de la Gurăvăi. Da. Îmi spuneați că ești până la urmă cât? 300. 300? Da. 30. Nu verba. 30. Mulțumesc. Alte discuții, dacă sunt. Dacă nu se pune spre aprobare, procesul verbal, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, în unanimitate s-a aprobat procesul european. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta primul punct la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a programului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bârsănești, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Bârsănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă strategia anuală de achiziții publice și programul anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bârsănești, județul Bacău pentru anul 2024, conform anexului parte integrată a prezentei hotărâri. Articolul 3. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1.01.2024 până la data de 31.12.2024. Se împuternicește domnul Botezat Tugelu, primarul Comunei Bârsănești, să numească Comisia de Evaluare a Ofertelor pentru fiecare achiziție publică în parte. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunii și va fi comunicată primarul, compartimentul dezvoltare, investiții, achiziții publice, compartimentul contabilitate financiară, venituri, executări, silite, resurse umane, precum și instituție prefectului sub Bacău și va fi publicată prin afișare conform dispozițiilor legale. Vreau să vă citesc din anexa hotărârii au fiecare măcărere. Au fiecare discuții. Supunem spre aprobare primul punct al ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate, am aprobat proiectul. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, înființare sistemului de canalizare și stației de epurare Comuna Bârsănești, satul Bârsănești, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Bârsănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, înființare sistemului de canalizare și stației de epurare Comuna Bârsănești, satul Bârsănești, județul Bacău. Finanțarea studiului de fezabilitate de la alineatul 1 în sumă de 60.000 de lei cu TVA va fi asigurată din bugetul local. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei prin aparatul de specialitate a primarului, vor fi comunicate instituției prefectului de Bacău, primarului Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin condiții legii prin grijă la Secretarul General al Comunei.
Discuție. Supunem spre aprobare. Punctul 2 la ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva. Cine? Dar cu studiul ăsta nu l-ai mai avut? Păi am făcut, dar acum depunem pe Agenția Fondului de Mediu. Agenția Fondului de Mediu de la comunile până în 5.000 de locuitori, 12 milioane. Și tot aceeași primul face lucrări? Nu. Nu face studiu. Îl depunem. Să vedem dacă se aprobă. Dacă îl depunem pe Agenția Fondului de Mediu, dacă suntem în 5. Mai trece o tură, să mai duce un studiu. Dacă nu este, dacă nu depunem, este. Este linia de finanțare, dacă se pierde. Mereu bani pe studii de vizibilitate, exact ca și cu autostrăzi. Dar alte discuții. Am aprobat, de fapt. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării din bugetul local al obiectivului de investiții construire parc de joacă, sat Comuna Bârsănești, situat în cinta monumentului Eroilor. Consiliul Local al Comunei Bârsănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă realizarea și finanțarea din bugetul local al obiectivului de investiții construire parc de joacă, sat Comuna Bârsănești, sat Bârsănești, Comuna Bârsănești, situat în cinta monumentului Eroilor. Articolul 2. Se aprobă cheltuielile aferente obiectivului de investiții în suma de 210.000 de lei, conform ofertei prezentate care se realizează din excedentul bugetul local al Comunei Bârsănești la 31.12.2023. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure venituri necesare, acoperind cheltuielile și întreținerea terenului amenajat de la data finalizării obiectivului. Articolul 4. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării ei și va fi adusă la îndeplinire de către Autoritatea Executivă a Comunei Bârsănești, județul Bacău. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în termenul stabilit de legea contenciosului administrativ numărul 554/2004 cu modificările și completările ulterioare la Tribunalul Bacău, secția contencios administrativ și fiscal, acțiunea fiind scutită de taxa de timbru. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al Comunei în termenul prevăzut de lege. Primarul instituției, prefectul județului Bacău, compartimentul contabilitate financiară, venituri, executări civile și resurse umane și se va aduce la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii. Discuții, vă rog. Aici vă rog. Noi mai e cineva? Da. Da. Domnul Arsenal. Am văzut că se insistă din nou modernizarea parcului. Păi numai deci se balastrează, ce se face acolo așa? Că n-am văzut băncuz, n-am văzut jocuri, n-am văzut nimic. Ba da, sunt niște jocuri, se toamnă, păi se toamnă beton, se pune tartan. Da. Sunt piesele care vor fi asamblate acolo și așa. Păi bun, dar nu-s trecute în... Ba da, stai. În devizul de lucrări nu le-am văzut. Ia uite, citești. Eu nu le-am văzut. Sumele nu le-am văzut, la fiecare. De falcate. Iar arătați în dimineață, dacă eu nu le-am văzut. Să vedem, ce face la parcul ăla? E schimbă bancă, ia de topogan. Lăsați avizul de primar. Avizul trebuie făcut, e normal. Da? Exact ca până trecută. Cât costă o bancă, cât costă topoganul, cât costă aia, să vedem și noi, să avem habar. Bine, prietul l-am văzut mai mic acum, că e mai veloce, l-am văzut că știu mai numit de italian, de la Vasul 2. Îl avem, domnule? Da. Și ia spuneți, ce e acolo, ce se compune? Recuvertare de vegetație, umplutură, pământ, compactare, strat de piatră, compactare din nou, armare, beton cu plasă sudată, beton de C16, cofrare, nivelare, beton cu pantă pentru drenaj apă. Apoi, tartan, sistem S110C, grosime totală 20 mm, compoziție 10 mm granulat CBR, turnate la fața locului. Bun, și băncuți? Asta vor fi prinse în proiectare, pentru că, cum vedeți, sunt două oferte. Una pentru execuție locale și una pentru proiectare. Cea pentru proiectare va prinde la momentul efectuării ei tot ce va fi depus acolo în acel parc. După aceea vom aproba, când avem proiectul, indicatorii economici care ne vor spune, conform de vizul general, fiecare cheltuială parte pe categorie. În principal, dotările care vor fi acolo, lucrările care vor fi acolo, vor fi cele de amenajare a platformei,
Iar dotările vor ține de ceea ce avem noi luat deja în spatele depozitare a primăriei, care vor fi montate pe platforma nou creată. Dar vor fi aprobați indicatorii economici la momentul elaborării proiectului, așa cum aveți, este în oferta prezentată de firma care se ocupa de documentația respectivă. Păi firma respectivă ia 1.700.000 numai ce face pe devizul ăsta. Restul înseamnă că trebuie să alocăm alt buget pentru... Nu există. Nu, deci pentru nu există. Păi de ce m-a făcut acum tot? Exact cum a fost la trecut. Nu înțelegeți, domnul, că ceea ce avem, ce avem deja cumpărat... Da, da, domnul Vici. Domnul primar, cât e cadastre avem noi acolo? Cât? Că lotul ăla e cu probleme acolo, să știi destul de clar. Un singur, nu? Bun. Și ați făcut dezmembrare, cum ați făcut? Păi cum nu-i cazul dacă acolo există o hotărâre care nu-i pus în aplicare? Cum nu-i cazul? Știți că acolo e teren cu probleme. Este un cadastru defalcat exact situația care este aferentă parcul. Este cadastru, cu număr cadastru. Domnul viceprimar, cum ai făcut cadastru defalcat dacă tu nu ai pus o hotărâre în practică? Cum s-au făcut cadastrele? Spuneți-mi și mie. Cum le-ați făcut pe 200 de metri sau 300 de metri, de exemplu, dacă acolo nu s-au pus o hotărâre? Nici măcar... Păi cum s-au făcut? Spuneți-mi și mie. Ar trebui să existe două cadastre, că e inventarul primăriei, tot ce e acolo. Casa lui Răducu sau nu Răducu, cum îi spune lui? Lui Dănuț. Păi... Spuneți-mi și mie, cum ați făcut cadastre, dacă ne puteți explica cum ați făcut dezmembră sau ce ați făcut acolo? Dacă n-ați spus... Poftim? Este cadastrat. Domnul primar, eu înțeleg. Temeiul legal prin care ați făcut dezmembrarea, dacă n-ați pus o hotărâre când trebuia pus. Sau... Eu vă întreb. La care parte te referi cu dezmembrarea? Este documentarea. Domnul Brănar, acolo există o hotărâre judecătorească de pitând cu doamnei primar Paulina Racunășa, care trebuia pus în aplicare pentru demolare. Nu solicită nimeni demolarea. Ori îl pui pe om în regulă, ori îi treci bunul la primărie, sau nu știu, dar nu ai ce să-i faci, că cu hotărârea aia nu știu ce soluții va fi până la urmă. Problema este, acolo există un singur cadastru pe tot terenul ăla, și casă, și parc, și altceva n-are ce să existe. Că dacă ar fi existat cadastru numai pe părculeț, înseamnă că ceva nu-i în regulă acolo. Deci s-a făcut ceva în regulă. Eu știu că acum 10 ani s-a discutat subiectul ăsta, că a fost și omul aici și știu că aveam o hotărâre de la instanță. Ce hotărâre avea? Judecătorească. Ați dat dumneavoastră? Da, mi s-a prezentat atunci. Păi, sunt doamna secretară aici, știi mai bine situația. Poate să ne explice mai aici. Așa a fost? Da. Păi, să ne aduce și nouă la cunoștință hotărârea aia, să vedem că ce așa noi suntem. Acum să discute despre parcul maxim. Păi, doamna secretară, să discută despre parc. Înseamnă că parcul are... E făcut separat, nu? Deci... Are titlul separat, nu? Are cadastru pe ce se vede acolo. Păi, dacă are cadastru ce se vede acolo, să le dați și nouă. Nu știu ce au făcut. Nici doamna secretară nu știe ce e acolo. Nu știu ce hârtii s-au făcut. Păi, vedeți? Vis-a-vis de chestia asta. Păi, vedeți? Păi, vedeți. Facem doamnă secretar, deci suntem în luna martie, dumneavoastră ne-ați promis că ne aduceți inventarul la cunoștință pe 8 martie, chiar de ziua femeii. Nu v-am menționat în raportul pe care l-am făcut. Deci suprafața pe care a venit în parte este 38 metri pătrați, care este cuprins în inventarul domeniului public al comunei de Bursănei și care este baza efectorii cadastru pe care se va construi parcul respectiv. Este documentație care poate fi verificată și care poate fi văzută de oricineva dori. Deci este o situație de legătură, pentru că noi nu putem să facem un proiect pe cadastru respectivă dacă nu există un cadastru în baza căreia să putem avea documentul de prioritate în baza căreia să construim, să efectuăm pe el o lucrare. Păi da, domnul Vici, eu sunt de acord. Cadastrul ăla, cum s-a făcut? Dacă nu s-a pus în... Bodina sau hotărârii în aplicare la timpul respectiv, cum s-a făcut? Că acolo a existat o singur parcel, nu? Cum s-a făcut dezmembrare? Că normal trebuie să faci dezmembrare, nu? Nu este făcut nicio dezmembrare, este un întreg. Ați înțeles cadastru, ca să știți. Păi înseamnă că s-a făcut cadastru, cum s-a putut face, nu? Nu, cadastru, terenul este al nostru. Iau ateul. Tot terenul ăla iau ateul. Da, inclusiv tot. Casa. Casa nu. Băi cum teren, casa nu? Terenul. Casa nu e. Domnul primar, nu știți ce aveți în curte, vă spun eu. Da. Ia spuneți domnul Vici, ca să fost dumneavoastră Vici, ia spuneți. Care e situația cu terenul ăla? Că poate ne duceți la cunoștință mai bine. Care număr cadastral, are tot.
terenul ăla e inventar domeniului public tot. Deci nu pe suprafețe diferite, tot terenul care pe care e casa și inclusiv parcul, e singur parcel în inventar domeniului public. Păi ca să faci acum parcul separat, nu trebuie să faci dezmembrare? În inventarul domeniului public la 10 ani 19, există doar suprafața care este parcă. E 32,38 m². Lucru care se poate verifica și nu este poveste. Deci este un adevăr care este prezent într-un document al OAT-ului Bârsănești. Ce spuneți la asta este o teorie. Ce teorie, domnul Vici? Domnul Vici, există hotărâri care nu au fost pus în aplicare la timpul respectiv. Domnul Vici, când vii tu la primar, o pui în practică și verifica asta. A, deci trebuie să fie la altcineva să pui în practică. A, deci, așa spune domnul. Situația terenului pe care vă urmează să construim un parc, care în poziția da. Noastră când o să fie apă legale, vă să votie. Și asta basta. Restul discuției este de izolie. Vreau să vă întreb dacă s-a mai rezolvat situația parcului de la Brătești. Ați mai rezolvat cumva, ați mai gândit la alte... Domnul Alin, facem expertiză la clădirea unui școală vechi, demolăm școala de acordată. Fără expertiză nu putem să demolăm școala. Demolăm și facem bărbuleți. Noi am avut discuții cu parcul la Brătești, cu oamenii, am fost la biserică. Și oamenii nu au fost de acord ca amplasarea parcului să fie în imediată vecinătatea bisericii, nici în zona, în zona unde stabilului inițial, acolo la bazin, și atunci a rămas suspendată. Până când noi vom avea decizia inspectoratului de transfer din proprietatea inspectoratului județean și a Ministerului Învățământului a grădiniței de la Brătești în proprietatea OAT Brătești, și atunci vom putea face demolarea, expertizarea demolarea grădiniței și construcția ulterioară a unui parc pentru copii în zona respectivă. Aia nu se află în inventarul primăriei? Ba da, se află în inventarul, dar este sub jurisdicția inspectoratului și nu putem să-l folosim noi la fel cum a fost situația cealaltă. Este situația de la Albele și situația de la Grasoiești. Momentan, dar trebuie să facă trebuie ok, bine. Păi, dar în altă parte, n-avem alte discuții? Să punem la vot. Vreau să rog colegii, apropo de parc, să se voteze pentru parc. Și noi am votat pentru terenurile de fotbal și am fost de acord. Vreau și ca colegii să fie, pentru că și copiii trebuie să meargă să se joace. Da, domnul Lazar. Eu vin cu nepotrei. Vă aștept. Deci îl votăm cu cea mai mare plăcere. Întâi să vedem actele legale care da, sunt. Da, punem la vot. Să punem la vot cine este pentru. Cine se abține? Împotrivă? Dăm cuvântul în primar pentru punctul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării din bugetul local a obiectivului de investiții alimentate cu apă bazin PSI în satul Albele, Comuna Bârsănești, în Bacău. Consiliul local al Comunei Bârsănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă realizarea și finanțarea din bugetul local a obiectivului de investiții alimentare cu apă bazin PSI în satul Albele, Comuna Bârsănești, în Bacău. Articolul 2. Se aprobă cheltuielile aferente obiectivului de investiții în sumă de 36.000 de lei, conform oferte prezentate care se realizează din bugetul local al comunei. Articolul 3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de întreținere a obiectivului de investiții amenajate la data finalizării obiectivului. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării ei și va fi adusă la deplinire de către autoritatea executivă a comunei Bârsănești de Sulbacău. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în termenul stabilit de legea contenciosului administrativ numărul 554/2004 cu modificările și completările ulterioare la Tribunalul Bacău, secția contencios administrativ și fiscal, acțiunea fiind scutită de taxa de timbru. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege, primarul comunei, instituție, prefectul de Bacău, compartimentul contabilitate, financiar, venituri, executări, silite și resurse umane, se aduce la cunoștință publică prin afișare în condițiile legei. Mulțumesc. Discuții? Domnul Petcu, la cineva? Domnul Petcu? În documentația mea n-am avut nimic efectul ăla ăsta, deci 36.000 și ceva, da? 36.000. Așa, și... Pe lângă Biserica Evanghelică, am înțeles. Da, în fața bisericii va fi montat bazinul PSI de 10 tone de apă. Din fibră de
Da. Așa. Și alimentat de sus. De sus, de la fântână. De acolo va veni în rezervor și probabil nu va pleca la vale în șanțul ăla care este. Da. Cetățenii spun să faceți șansul și trageți furtunul, că o să are, o să se mânțeze. Păi da, săptămâna de asta așa. Așa, așa. Nu trebuie să se finanțează. Și se preconizează în următoarele câteva luni. Noi trebuie să spun, o să te mânei gata. Să fie gata. Da. O să te mânei gata. Bine. De asta ne-am și... Vreau mai discuții? Da, vreau să întreb... Asta e pentru PSI sau pentru bazinul ăsta? Și pentru PSI. Și sunt întâmpli cum e la Brătești când se ducea lumea să ia apă și după aia spunea, nu domnule, că nu mai luați apă de acolo. Deci... Da, da. Eu va avea o acumulare permanentă de 10.000 de tone, da. 10.000 de litri, și va avea o curge de suprafărin care va asigura un debit de apă pe care cetățenii îl pot utiliza pentru apă menajeră. Deci vor putea lua de acolo apă menajeră. Pentru că eu nu pot să-i spun că este apă potabilă, pentru că unde se acumulează? Suprapirul unde se duce? Este un, acolo imediat, este un șans de curgere, unde se va duce și se va trece. Când va lua oamenii? Vor lua oamenii, când nu se va avea curgere permanentă, e șansul dintre... Unde curgea până acum? Unde curgea? Dacă vreți că o să-i punem un loc... Păi tocmai de asta spuneam, că era mai bine un loc, că sub plus se ducea un loc. Și nu mai avea pierdere atâta apă. Dar problema este că să aibă acces cetățenii să-și ia apă pentru animale sau pentru ce au ei acolo, să nu fie restricționați cum la Brătești. Nu, domnule, la Brătești au fost discuțiile astea. Păi eu fost, domnul, dar ăla nu avem cum să-l... Și așa i-o lua de la un lucru ăla... Acolo nu ai cum și acolo ai cum. Cum vine treaba asta? Păi da, dar nu avem cum întrebat... Trebuie să le spui, domnule, pentru cetățeni, da. Pentru PSI, dacă e de PSI. N-avem altă soluție. Păi eu știu că nu sunt soluție, dar vreau să spun, nu trebuie să rezicționezi cetățenii după aceea, să spui, domnule, nu-l lua pentru... PSI da, dar nu poți să te duci cu ideea că ai 10 tone de apă. Păi, vedeți două prima fundă. Păi atunci trebuia pus unul loc și puneți... Păi, dar o să-i punem un loc. Păi, o să-i pui. De ce nu l-ați spus acum în proiectul ăsta? Iar mai facem alt proiect, iar nu mai călătănim. Păi ăla va avea curgere permanentă. Deci el după ce se va acumula. Deci maxim într-o zi, el se va pune în grața zi și el se va încărca. Iar după aceea suprapinul va da un debit de apă permanent din care vă putea... Îl las mă și la el, suprapinul ăla lucru, poți să-l acumulezi 2 toni, 3 toni, să ai într-un lucru. Să va avea o acumulare de 2-3 metri și o să o punem acolo. Dar într-un loc mai dă o vită cu... Păi... Da. Poți să găsim o țeavă. Da, vaca. O țeavă. Voi? Da. Faci un loc de 10 metri, cum vreți să-l faceți acolo? Supraplinul. Păi da. Oricum, supraplinul, la ora actuală, dacă montezi bazinul, supraplinul se duce... Și apa să nu mici. Pe șansă. Atunci poți să spui la oameni, domnule, că nu mai curge supraplinul, nu mai luați să avem pentru foc, pentru strângerea incendiului. Păi, dacă nu s-a făcut nicio parte. Alte discuții dacă mai sunt. Dacă nu, supunem spre aprobare proiectul. Cine este pentru? În unanimitate. Dau cuvântul de mai pentru ultimul. Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării din bugetul local al obiectivului de investiții, reparație, Ciujmea situată în parcarea DJ116, San Brătești, Comuna Brâsănești, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Brâsănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă realizarea și finanțarea din bugetul local al obiectivului de investiții, reparație, Ciujmea situată în parcarea DJ116, San Brătești, Comuna Brâsănești, județul Bacău. Se aprobă cheltuielile aferente obiectivului de investiții în sumă totală de 110.000 de lei, conform ofertei prezentate care se realizează din bugetul local al Comunei. Articolul 3. Autoritățile administrative administrației publice locale se obligă să asigure venituri necesare acoperirii cheltuielilor de întreținere a obiectivului de investiții amenajat de la data finalizării obiectivului. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării ei și va fi adusă la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei Brâsănești, județul Bacău. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în termenul stabilit de legea contencioasă administrativ numărul 554/2004 cu modificările și completările ulterioare la Tribunalul Bacău, secția contencioasă administrativ și fiscal, acțiunea fiind scutită de taxa de timbru. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al Comunei în termenul prevăzut de lege, primarul comunei, instituție, prefectul județului Bacău, compartimentul contabilitate financiară, venit executare, sinte și resurse umane, se aduce la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii. Discuții. Vă spunea altcineva? E discuția despre urucul de la Brătești, nu? Da.
Da, eu am, na, mai discutat și cu băieții de acolo care fac lucrurile la... Ciușmeaua de la șosea? Știu. Dar oamenii fac alea două luci sus acolo, da, pe banii lor. Da. Și am înțeles că e ajuns undeva la vreo 600 de milioane încărcat. Dacă ar pune și manoperă. 600, 300 de milioane. Bun, dar pune manoperă încă 300 de milioane. Materiale. Da. 1.200.000 mi se pare exagerat de mult. Și plus de asta, meceriul îi scade acum contractul, dacă nu i-a scăzut contractul cu stadionul. Nu este. Dar când îi scade? Au făcut contractul cu Progrinul, vine să semeni. Eu vă întreb pe ce dată scade domnul. A fost făcut altceva pentru că avea asistare de lucrare. Păi pentru ce s-a acceptat act adițional și nu l-a adus la cunoștința Consiliului Local, domnul Vici, că el a avut timp 2 ani de zile să facă un stadion și nu a fost în stare să-l facă. Că a făcut alte lucrări. Plus de asta, așa am făcut și clădirea de la Vale, are acum 8 ani, 9 ani, nu mai am nici garanții să judecă galul sau pe cine dracu să judecă din cauza la asigurare și nu mai am nicio garanție și normal numai lucruri făcute din mântuială. Eu sunt de acord să facă, dar nu cu meceria, să vină în altă firmă. Până nu-și termină lucrarea, în termen legal, îl sancționați acum că nu și-a dus contractul la îndeplinire în termen legal, păi nu-l sancționați. Că dacă sunteți pe pușa lui, normal că nu-l sancționați. Da. Eu o să votez pentru, poate că prietenii sunt cam tiparat. Să ce lucrări se fac la un dar, domnule, este prevăzut tot acolo. Eu am citit, dar scrie doar suma și am zis de sprijin. Monitorizați și voi câte băse aduce și gata, puneți-o și monitorizați. Eu am fost și-a cumpărat tot ferul beton pentru că am înțeles, dar vreau să faci, iau societate. Societate, înțeleg, la materiale, să faci încă de 5 ori. Ceva exagerat. Eu nu zic, sunt foarte, dar... Poate face cu foiță de aur, oricum, votez pentru, dar cred că... 95.000 de euro, domnul primar. Cred că ar trebui sprijin financiar și oamenii care au pus bani și au făcut acolo, să facem cumva un proiect de hemă. Nu putem face cu oamenii pe munca lor și fără să plătim taxa asta. Noi umflăm farbiurile la alții. Numai TVA-ul pe care îl plătim la această lucrare, după oferta inițială, este undeva de 200 de milioane. Deci ca să noi putem să facem lucrări, poți fi legalitate. Și toate documentele sunt la vedere și pot verifica de oricine. Așa ne dăm cu părerea noi, că ar fi atâta să plătim. Lăsați să negociem ca asta cu părerea domnului Vici. TVA plătești orice om, pe orice consumă, pe orice consumator. Nu plătești numai primăria TVA. Deci TVA nu putem să spunem că TVA plătești numai primăria. TVA plătești oricine. Te duci la alimentare, plătești produsul cu TVA, te duci oriunde, plătești orice cu TVA. Problema este că sunt niște lucruri care nu trebuie făcute cum să le umflu ei în presă. Domnul Vici, și plus de asta să fie de lucrare dacă faci lucrare. Care a cumpărat material, sunt facturi, când au cumpărat ei. Păi da. Sunt două luci de 10 metri, 20 metri liniar, plus 2 metri lățime. O acumulare de 80.000 de litri, domnul. Deci acumularea aceea și consistența unui lucru de genul ăla trebuie să fie una care să fie pe măsura susținerii de care are nevoie, adică cu niște parametri cu termen de garanție și nu poți face un lucru care fac asta și dă rămâne, da? Deci este o ofertă care va fi verificată și care a fost verificată ca și alte documente vehicule de cont de statul care are abilitate și competente și făcute de oameni care sunt în specializare și nu de oameni care știu cum ar trebui, dar nu sunt în specialitate. Da, dar ia spune dumneavoastră tot apropo de curtea de conturi. De câte ori a fost curtea de conturi la noi aici așa? A fost chiar un trecut de oameni. Da, a fost mai mult de oameni. Și cum dracu curtea de conturi, domnul Vici? Dar cum dracu curtea de conturi n-au văzut polițist local care nu deprinește condițiile pe funcție de 20 de ani și o casa salară? Curtea de conturi nu vede școală care nici acum mi-a făcut recepția de 8 ani de zile? Cum nu vede curtea de conturi, frate, chestiile astea? Ziceți mai bine că aveți contract cu o firmă de audit și curtea de conturi crede firma respectivă, ce-i dă. Domnul viceprimar, lăsați muzica. Sunt două chestii diferite pe care le înțelegeți. Am deviat de la puncte, de la ordine de zi. Domnul viceprimar, a zis că veți să luați cuvântul pe punctul ăsta. Nu și-a spus că... Păi da, dar am vorbit în fără de Dumnezeu cu mila, eu n-am dat. Am înțeles de la Ciușmeala, de rând de formă. Da. O fost discuția de firma respectivă care vrea să facă Ciușmeaua, deci o fost discuția de firma respectivă. Că e singura firmă, că nu mai sunt firme pe toată valea asta a Bacăului. Numai meceria e firmă care face toate lucrările. Și la biserici, și la stadion, și o luci. Deci nu mai există firme. Ce dracu, au dispărut toate firmele pe zona Bacăului. Supun spre aprobare proiectul. Cine? A spus că voi vota, da? Prețurile sunt mari, parcă ar fi învelit în foiță de aur, așa? Cu mărțișor. Și cu
conducerea primăriei să găsească o soluție, să sprijinim și oamenii de la Bătești care au făcut acele uluci din banii proprii, din banii lor. Da. Facerot? Supun spre aprobare și am intrat în campanie electorală. Eu vă întreb un singur lucru. Nu știu dacă în ședința de data trecută sau în cealaltă. Nu am venit cu propunerea să susținem acest proiect? Da. De unde a plecat? Când l-am întrebat pe domnul Ghinea, domnul Văsă, nu avem nevoie de ajutorul vostru. Dar ce-a zis că... Vă rog frumos, ne descurcăm, ne descurcăm pe banii noștri. Dar au făcut. Acum, autoritățile locale și-au spus un punct de vedere și-au zis, mă, hai să facem măcar una din lucrări. Cele două. Să fie făcută ca coadă, să fie făcută conform normelor, ca lumea. Veniți cu idei că prețurile sunt supraestimate. Oameni buni, cei care aveți câtuși de cât de puțină experiență în domeniul construcțiilor, luați și faceți-vă două socotele în buzunar. Vă spun eu că nu-i chiar așa. Ei, care aveți experiență în domeniul construcțiilor. Lasă experiența în domeniul construcțiilor. Și doar după vorbe. Deci deocamdată situația prezentată este o ofertă, iar la momentul execuției lui Peșan. Această realitate va fi situația de lucrări care va avea înscrisă în ea, exact, cantități, cantități care vor fi consumate și care vor evidenția prețul pe fiecare repede în parte, pe timp de manoperă, pe tot, și atunci vom vedea clar care achiziția a fost făcută în mod public pe SIAP, deci noi nu facem așa cum ați văzut. Toate achizițiile pe care noi le-am făcut au fost făcute în mod public, iar Curtea de Conturi, vreau să vă spun că doamnele care au fost la control, chiar au zis, lucruri de genul ăsta întâlnim foarte rar, iar situația de transparență pe care am întâlnit-o la Comuna Văzărești este foarte, foarte rar de regăsit în alte materiale. Așa că specialiștii spun cuvântul, iar cei care dau cu părerea, au dat părerea în continuare, dar este problema lor și nu am asta. Mi-a aduce și unul... Da, haideți să fie polirat, pentru că punem preaprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Dar dacă tot fost prețurile... Păi nu au fost discuții acum, domnul Ferenc. Deci, domnul Pescu o să vă zic că sunt sprijinit. Dar omul nu a spus că vrea bani. Păi nu a zis, domnul Pescu... De ce ai votat pentru? Păi eu am votat, e normal că am votat. Deci tu nu votezi. S-au încheiat ordinea de zi, dar cel mai diverse. Da. Da, am să ajutați băieții să ne faceți drumul scoasă, să aibă acces la bolă, să știu. Am fost acolo, am migrat de la pe partea asta, dacă am pus și mașină, și mașină de la rog, bine și în sală. Ne-au cerut sprijinul, ne-au cum ajutat. Domnul Axelor, discutați în pauză după aia. Vă rog, am cerut pic să se înregistreze. Ați înțeles? Am cerut pic domnul Brănaș. Am vorbit cu domnul Vici și cu domnul. Sprijinul băieților cu drumul să-l facă ca să poată să aibă acces utilajele sau și chiar mașini, căruțele sau care se duc acolo după. Drumul pe Părău, drumul pe sus, ideal mare e făcut. Ideal mare acolo. Deci să aibă acces. Oamenii care ia apă de acolo și utilajele. Altceva? Da. Domnul Vlad? Domnule Ani? Așa. Domnul Lazar? Da. Să s-ai în vedere acolo cu bazinul, să nu se risipiască apa. Deci un lucru... Da, mă, îi punem un lucru acolo. Da, îi punem un lucru acolo. Da, îi punem un lucru acolo. Chiar dacă nu punem un lucru acolo. Da. Domnul Vlad, tot facem un chiar, dacă îi zbori, este un lucru sistem, care are deja acum 4 de apă, în momentul ăsta. El se va acum, în 2 zile, la scăgată, va se va pe bazinul de bază. Și de 10 mii de litri, dar curgerea, chiar dacă punem 7.000 de curge acolo, ele se vor umple, iar ulterior apa se va curge la un moment dat. Este o chestie logică. S-a spus asta. Spui ce vorbim? Curge pe un neacurs. Punem un loc acolo. Al balast pe Valea Bisericii. Nu. Trebuia acum să nu v-ați amintit. Să am înțeles. Să duc o mașină de balast pe Valea Bisericii. Să o les acolo la poștaș. Două să ducem acolo. Da, spui ce ducem. Două. Deja am început să cărăm? Da. Două, trei. Cât este nevoie acum? Nu se știe.
Da, o să trebuiască buldog, aici jos la podul Zebii, unde s-a făcut izvorul. S-a dat pământul în râu acolo și trebuie de colmatat. Pentru ca să scurgă apa. Și atunci nu lucra pe un moment, punem un tub, se apucă de drum, scoate tuburile de pe drum și punem unul acolo. Da. Și punem tubul acolo, scoate cele fără probleme, pentru că acum am văzut că cel care are mâine acolo a făcut acumulare, îl dă, am încetat personal să dau drumul la aia, a zis, domnule, lăsați așa cât mai avem apa aici să mai dăm băile la apă și asta a fost situația pe care am întâlnit-o când ați acolo, pentru că am văzut că era acolo și era o trecere greoaie. Dar zic, domnule, mă lăsați așa ca să dăm anidat la apă, că așa, așa a zis ăsta. Bine, am. Deci o să punem acolo. Atâta. Tu de traversare și atunci o să... Da, dar la albele acolo, eu zic ce mai bine să renunțăm la piatră din asta rotundă, ar trebui piatră spartă pusă. Că piatra spartă, altfel face priza, ea rămâne, ea intră. Picând asta rotundă, când nu intra cu mașina, o aruncă. Acum și Matale ești aici emulat cu piatra, dar eu piatra spune, spartă, taie cauciucul. Nu e adevărat, nu e adevărat. Dar altfel nu mai puneau ăștia piatră, în primul rând trebuie să-i faci, să-și facă terasamentul piatră spartă. După aceea poți să-l completezi cu piatră măruntă și nu spargi niciun cauciuc. După aia, problema a doua. Astăzi s-a întâmplat un incident cu microbuzul cu elevii. Domnul șofer, erau două elevi să certau între ele în microbuz. Eu dat jos din microbuz exact în față, la mine acolo. Da? Vă place, nu? Deci eu încă o dată cer demisia la doamna directoare, cu toate că are și drept, de acum are 65 de ani și nici nu mai are dreptul director. Dacă stăm bine și o gândim, că am discutat și la București cu domnul fost ministru Pop și am întrebat cu comasările astea, cu școli exact ce v-am propus în ședințele anterioare. Și astea sunt atribuțiile Consiliului Local, nici de cum Ministerul Educației și prostii din genul ăsta. Deci, luăm măsuri urgente cu doamna directoare. Cu ce s-a întâmplat astăzi? Și erau chiar copiii din Caraclor la dumneavoastră, domnul Lăna. Da. Să vedeți cum i-o dat jos. Copiii încercau și sunau părință și tot așa. Care plângeau. Ai zis că i-o lăsat la tine. Da, i-o dat jos în drum. I-o lăsat la mine, i-o lăsat la mine în curte. Păi întrebați-l pe șofer ce căuta. Domnul copii și la nu, au fost foarte grați, am înțeles că... Domnul primar, trebuie să aibă însoțitor pe mașină. Bun. Și atunci, ce facem? Iar tolerăm? Lemnii am tolerat 1.200.000. Rezultatele le vedem cum sunt, nu? Acum lasă copiii pe drum. Nu-i bună de nimic femeia asta, frate, dragă. Nu-i bună de nimic. Ducă să la pensii, în dreptul ei acolo, între ducă să vină alții care vrea să facă competență. După aia, ce facem cu transportul local? Că vedeți că tot neamăgește, am mai discutat. Și eu cu spun că aduc microbuzul mici. Dar păi, dar când le aduc... Nu mai aduce nici bani de microbuz. Păi bun. Și acum ce facem? Stăm așa? Păi nu, tot păi... am făcut, dar oricum aia să mă duc săptămâna asta la Bacău și să... Păi nu, mă duc la Bacău, vin trece alegeri până ajungem la Bacău. Care vreți să mergem? Facem adresă, avem acum din partea transportatorului pe județ, mai ales de la noi, de la Unești, avem acum comisii, avem din asta interministerial la Ministerul Transportului și facem adresele la București, la Grindeana. Da. Și atâta tot, nu se poate așa ceva. Păi eu l-am sunat și astăzi. Domnule Nar, însătul de sunat, am vorbit chiar cu ei, toți spun că aduc microbuză mici, că aduc pe dracu să iei, nu mai e. Deci nu mai trebuie tolerat, trebuie făcute acte și trimisă. Problema e de cetățenii, de exemplu, dacă astăzi este autobuz, un grup de 5-6 oameni face o sesizare, nu numai din partea noastră să fie, aici e problema. Păi... Eu nu stau în localitate fie zilele. Păi dumneavoastră mergeți în fiecare zi de albale, puteți să strângi semnături, că aveți timp. Dar eu le-am spus la oameni, hai strângi semnături. Păi, dar ce se strângă oameni? Sunt consilieri, la noi sunt 3 din la albii, 2 la Caraclou, 2, 3 și se strânge cu noi consilieri, nu? Eu am fost cu consilieri, am fost la... Păi, ați fost. Păi și rezultatele unu, dacă ați fost. Au fost pe ziuatic, dar nu mai trebuie să transporte iar, ce să-i fac? Păi s-au văzut doar numai. Noi am fost și la Bacău de atâtea ori, am fost și la ei, și am fost la Atic și ne-am asta. Păi nu plecat Atic. Lasă lumea prin stații, nu vine. Ia cu mașina mică, privată. Da, nu are... De numai la noi se poate. Lasă copiii prin stradă. Mă mir că nu i-a dus pe dealul Caraclou, și el iese pe acolo pe dealul, abandonat.
nu au șofer, dar e problema șoferului. Păi câinii să-mi spună domnul primar dacă are autorizație respectiva hergheliei de acolo, de câini, nu te întreba, are o autorizație domnul primar hergheliei de acolo? Bun, și atunci cum funcționează? Trebuie să aibă autorizație, trebuie să aibă de la DSV, de la dracu, să ia de unde trebuie. Cum funcționează firma aia acolo? Bun, eu n-am avut suspiciuni decât de acolo. De acolo pleacă câinii, când are duri. Până nu au venit aia acolo cu câinii, nu deci... mai pleacă de acolo. Păi, numai, păi normal că dacă îi dă mâncare după aia, îi dă drumul, tot pe lângă gard acolo stă. Dar aia nu pleacă, ce se întâmplă? Nu știu, deamul mare, acum sâmbătă eu au adus patru câini mari, deamul mare. Domn primar, atribuțiile sunt ale dumneavoastră. Da, luați măsuri, da. De ce n-ați fost? Că doi ani, eu l-am întrebat pe Teo. Domnul polițist, domnul Teo, v-ați dus? Ce e proprietate privată? Păi bun, dar altă cum intri în curte dacă când ai tu interes intri în curte? Păi, sunt atribuțiile mele? Și trebuie să aibă aviză, trebuie să... Păi vă dați seama dacă se întâmplă epidemie ceva pe acolo. Păi, o să vedem ce se întâmplă după aia. Deci exact, stau, e comunul fără un stăpân aici. E clar treabă. Larbele, cum le-am înțeles, s-au depozitat în școală. Da. În cât sunt de toate? 5, 3 cuburi. Puțările de... Trebuie dus pe teritoriul de acum. Trebuie cuburile de apă. Și cred că-s puțările 3 în tot sat. Ceva sau numai taxă, plătim din membru și... Luna mai trebuie să finalizeze evaluarea ofertelor, atunci ar trebui să dea drumul la partidul de la care se referă la branșarea către populație pe nivelul... Da, e complicat. Da, declar ședința închisă.